tirar, você tá Antônio. Așa livrez o mașină la nevastă, că nu mai e a ta. Dar scoate Supra de acolo, bă, și bagă numai șeptarul, bă. Deci trebuie să bagi numai șeptarul acolo, bă, să-l vedem, bă, să ne bucurăm de el. Dar bine, bă, dar și unde mai pun Supra, că-i Mustangul afară? Și X-ul ăla, da, bă. Ce probleme? Bă, nu știu, bă, nu știu, asta e problema ta, e prea multe mașini, bă. Bă, deci trebuie să bagi numai șeptarul. Bă, uite-te cât e de mare, bă, nu încape, bă. Nu intră, bă. Oricum trebuie să scoți Supra aia, vechitura aia de acolo. Aia e o vechitură, uite-te, bă. Vechitura aia, bă. Scoate-o de acolo, bă. De la Supra și aia, și cum să zic, ești ca un copil. Clar. Troși, bine ați venit la un nou car vlog, eu sunt Gaju Kid și uite că în sfârșit a venit și vlogul. Acesta este noua mea mașină
Și este noul nostru șeptar, deci va fi foarte mișto, o să ne distrăm cu el și o să avem câțiva ani foarte, foarte fain. După cum ați văzut, imaginele de la început au fost filmate anul trecut, da, înainte de ziua mea când am primit această mașină. Mi-a fost livrată, am dus-o acasă și am ținut-o doar pentru mine să mă bucur eu de ea, aproape o lună și ceva. Mi-au fost trimise și numerele de pe șeptarul vechi, așa că le-am pus direct pe mașina asta, le ador cum arată. Și sincer, multă lume nu și-a dat seama că mi-am luat mașină nouă, așa că este foarte bine. Nu o să fie lumea invidioasă, o să fiu și eu happy. Mașina este seria 7, este biturbo, dar de fapt este single turbo. Fiindcă toate motoarele astea de 3000, mai ales ăsta este un motor twin scroll, deci nu este 3000 twin turbo. Twin scroll ce înseamnă? Că are o turbină mare și una mică, una mică care începe la început și după aia continuă cealaltă mare. Ce place foarte mult e că are head-up display-ul. O să vă arăt toate detaliile astea, dar într-un vlog în care o să filmez seara, cred că, fiindcă nu se văd prea multe. Are head-up display, are farurile cu laser, deci ocolește mașini, oameni, pietoni, frânează singur, accelerează singură, parchează din cheie, ba chiar mai mult, avem cheia asta mișto. Ia, așa. Și cu cheia asta mișcăm mașina față-spate, o parcăm, o să vă arăt și cum o băgăm în garaj lângă Supra. Avem wireless charging, adică ce se întâmplă cu wireless charging. Băgăm pur și simplu iPhone X-ul sau orice Samsung care încarcă, îl băgăm în cotieră. Și cum l-ai băgat în cotieră, el va încărca singur. Da, deci foarte tare la ce s-a ajuns tehnologia. Ce place foarte mult e că avem aici o tabletă în spate. Așa. Și cu tableta asta noi controlăm aproape toată mașina. Ce înseamnă aia? Uitați-vă aici. Am dat muzica mai tare de pe tabletă. Schimbăm următoarea piesă de pe tabletă. Coborâm parasolarele din spate de pe tabletă. Mutăm scaunul din față. Ia uitați-vă. No, vedeți la ce s-a ajuns. De pe o tabletă să controlezi un Dita mai seria 7-le. Și asta o pui aici înapoi. Și o trage singură. Nu facem reclamă așa că le punem pe jos chestiile alea, flăcănoasele alea. Și ne mai plimbăm un pic. Vlogul ăsta este un vlog din sălaj. Da, după cum ați văzut acum, am venit cu Anda la bunicul ei, așa că ne-am plimbat un pic, am lăsat-o și pe ea să se conducă, să se bucure de mașină. Și am zis că eu o să fac aici un mic review. Mă plimb cu ea, vă povestesc despre ea. Și în partea a doua a vlogului, care va fi mâine, poimine, răs, poimine, chiar nu știu, o să vă arăt mai mult din interior, mai multe dotări, o să ne plimbăm mult mai mult cu ea. Deocamdată este stock, avem geantele de iarnă pe 19. Mașina este 4x4, așa că nu ne facem griji. Pe vară o să cumpărăm niște jante frumoase. Da, are aer de fabrică. Asta ce înseamnă? Se ridică, coboară, are eco, are sport. Când o pui pe eco, se ridică mai mult. Când o pui pe sport, se lasă mai jos. Eu ce vreau să fac e să fac un Dropbox. Ce este Dropbox? Este un sistem de la InShifted pe care îl punem pe mașina originală. Ce face chestia aia? Face când e în P mașina să scoate tot aerul afară, adică o să coboare destul de mult. Deci o să avem și pe asta sistemul cum am avut pe celălalt șeptar, va fi foarte fain. Deci înapoi în 2018, așa că trecem de la șeptarul vechi la șeptarul ăsta mișto, care va fi, să spunem așa, un frate mai mare de la șeptarul vechi pe care noi toți îl iubim și ne-i foarte dor de el. Sunt trist, dar măcar mă bucur că a ajuns mașina la băiatul ăsta, chiar dacă au fost foarte mulți oameni care s-au băgat în seamă cu el și au încercat să facă videouri. Eu am explicat, nu am vândut mașina să fac alții reclamă pe spatele meu, așa că dacă cine mai filmează mașina aia, vă rog, nu vă mai folosiți de numele meu, fiindcă mașina nu mai este a mea. Avem culorile ambientale în mașină, avem tot interiorul de piele neagră, am vrut neapărat un interior negru să fie cât mai elegant. M-am săturat un pic de piele crem, de atâta stres cu curățat. Ce e fain la ăsta? Că nu se zgârie, are răcire și încălzire în piele. Este pielea asta aerisită. Și nu este pielea aia alcantar. Dacă era pielea alcantar, adică piele întoarsă, când te puneai un pic cu fundul pe el, dacă aveai ceva pe scaun, una, două se zgârea. Deci am ales interiorul negru? E că e fiță, tată. E fiță, fiindcă afară e negru, interiorul e negru și toată mașina să fie cât mai mafia. De ce vreau chestia asta? Fiindcă vreau să fie o mașină elegantă, nu vreau să fie o mașină de cocalari, vreau să fie o mașină de tineri care să mă reprezinte pe mine și să mă bucur de ea, fiindcă am cumpărat mașina asta să o țin ani de zile. Adică, totuși, eu mi-am făcut o familie destul de tânăr, la 25 de ani, soție, deja mă gândesc la copii care o să vină și un gajul Chi Junior, cred că anul ăsta, adică îmi doresc să vină anul ăsta.
Deci am avut nevoie de o mașină mare, o mașină spațioasă unde să pot să-mi pun scaune de copii și toate cele. Adică m-am gândit la viitor, să spunem așa. Mă bâlbâi, vorbesc prostii, sunt emoționat. Am condus mașina deja de foarte mulți kilometri, pe lângă că mi-a fost livrată, deci a făcut tipul din Germania câțiva kilometri cu ea și restul i-am făcut eu. Ce e mișto e că mașina e din 2017, luna 6-a, așa se înseamnă că eu am, cum am matriculat acum în 2018, mașina e o 2018, până și în talon, dar și în carte. Deci e un model destul de nou, avem tot ce se poate pe el în afară de scaunele din spate care se mișcă, adică nu e individual. Nu am vrut el, fiindcă e destul de lung și așa încape destul de greu în garaj. Și sincer, nu l-am luat el sau individual, fiindcă vreau să mă bucur eu în față de confort, nu în spate copiii mei să dea în scaune sau băieții pe care îi duc la school taxi. Wow, super! Deci e super, super înșeptar! Mai super decât în Carrefour! Bine! Vai, deci ce mușcă 4x4 ăsta! Deci nu vă vine să credeți ce brutală e mașina, e așa... Și trage în continuu. Deci că e nervoasă, e foarte nervoasă, se simte că e BMW, sincer acum. Ai 120, gata! Gata că suntem pe o uliță. Suntem pe o uliță și nu putem face prostii. Bine. Ne-am plimbat, v-am arătat mașina, vreau să vă mai arăt 2-3 detalii din interior. Și în rest pot să spun că acesta a fost și vlogul din nou șeptar. Vă pup, vă îmbrățișez. Nu uita să dai click pe clopoțel acolo ca să fii primul care află. Eu sunt Gaju Kid și te salut! Unde ești, Gaju Kid? Dar nu faci vlog. Ba uite că face vlog, fiindcă trebuie să-ți iau prima reacție, fiindcă tu ești primul care vede șeptarul. Salut, ce frumos. Faci? Salut, salut, prietene. Anul fericit. Ce avem acolo? Alt BMW și Gaju Kid. Gaju Kid. Man, ia, ce e aici pe uliță? Un șeptar. Ce șeptar, man? G11. G12. No, 2018. 2018. Hai de mine. Asta da. Frumos. Mere la țară pe aici. Așa, mașina nu este pe zonă. Nu este pe zonă, pe ce? Nu. Na, bine că am adus eu primul pe zonă. Pe zonă. Să-l stăpâne sănătos. Mersi frumos. Cum? Poate pe în Cluj mai sunt. În Cluj sunt și în Cluj și în Oradea, dar poți să mergi tu zilele, liniștit. Dar tras mai afară un pic. Să-l trag, du-te numai acolo, că nu mușcă. Îmi văd că jumătate de formă are. Ce îs? Asta e jumătate de formă. Păi așa îs la BMW. Ia uite, hai să-l ceva. Fii atent, bag piciorul aici. Hai să se deschide. Și deschide portbagajul singur. Și ăsta e tare. Da, are buton din ăla să pui piciorul ăla. S-o da și nume roșu de București. Nu, alea au fost înainte, când am auzit din Germania. Că am făcut reareul la București. Albastru? Și am înmatriculat-o la București prima oară. Albastru, nu? Că am luat-o pe o altă firmă de-a mea care e în București. Atunci mi-a scos numele de București, după aia am pus-o pe Oradea până mi-au trimis numerele. Măi, e un negru bleu marin. Când e curată și bate soarele, e, e un albastru, să zicem așa. Nu știu, las că o să spălăm și mai facem un vlog cu ea. Deci e ok mașina. Da. Perfect. Ce mi-ai adus de acolo? Un chiurteș colaș, făcut chiurteș de casă. Chiurteș colaș, ciungule? De casă? Da, de mama ai făcut. Ioi, deci s-o pup din partea mea să-i mulțumesc de chiurteș colaș. O să mă duc acasă, îl umplu cu gem și cu chestii din Ungaria și păpăm la el. În spate. Păi ăla e laptop, nu? Păi. Cum dracu ești de aici? Ce e ăla? Zici că e laptop ăsta mic. Ce? Bă, ăsta e Samsung! Nimeni în casă. Dar nu, mă țin eu pe lateral. Așa? Și de pe aia controlez mașina. Ce? Becurile, scaunul, dă-l mai în față, de acolo. Dă-i mai în față. Ia și vedem scaune. Mă... Mai jos? Mai jos, față. Mai sus, dreapta, stânga, mă, lateral. Mă, atât aș putea piscăi pe maica mea. Ai putea să te joci cu ea, așa-i? Bă, sincer, de-aia n-am luat și eu când o să stau în spate să-mi terorizez prietenii care stau în față.
N-ai avut încă timp. Na, ce timp? Că nu m-a pretimis o bucura de aia. Eu nu m-am bucurat până acum. Da? Îi place la domnul șef acolo. Îmi place. Se le manevrează. Totuși, ar descărca bateria. S-ar juca, așa-i? Da. Știi care e chestia? Care e wireless charging? Deci pui înțeleg acolo în cutie și se încarcă singur. Se încarcă singur. Perfect, tot. Ți-o place? Climatic, confort. Bine, îi dai tu acum webasto. Ah, webasto. Găzina auxiliară. Da. Siroco sau... Te dai off, așa. Stai ce-i? Ceva modul. Da, e de la... Media, de acolo radio. Schimb muzică, dai mai tare, dai mai încet. Dai mai în față. Mere radio-ul. Ia okay, porni și radio imediat. Și astea tu le-ai pus? Go eat. Era piesele care sunt mașină. Aaaa. Aș pune acolo, înapoi să vezi cum o trage. Gata, și ai oprit acolo. Ce zici? Și nu oprești. Nu, că se oprește. Da. Nu, dacă vrei tu. Gata. Și cotiera ce poți să o închid? Păi da, dar are... Ce vita-i cotiera, mă? Are 4 locuri de aia, nu, niciodată mereu trebuie să te jos. Ai cu 4 locuri asta. Da, ne asta încă pe, mă, nu cam bea meu, stru. Ai mic 3, mă. Da, ce vrei. Deci îți place să înțeleg. Da, ce să zic, no, mă da, bucur. Da, ăla-i mic, ce să-i fac, hopa. Ce-ai făcut? O spart tableta, ce-o făcut acum? Da, nu mai ridica cutia, era, mă, mi se face rău, lasă-o jos, așa. Hai, da, jos. De ce? Așa, dă-te jos. Să vezi soft close-ul, cum se închide ușa. Ce soft close? Păi, am un pinge ușa, dar nu m-a pusit, și o trage singur. No, i-ai dat acum o trântă, ca la zalău. Așa, prietene. O subto. Mere, nu? Michelin. Mere. Perfect. Ia, întreabă și cum am de mere. Cum o să stai ăsta din cuș, că poate să pună pe ăsta, pe perechi. Ala, da. Ue, cu un gaz, nu? Mă, n-am mai filmat, mă. Și apoi mă văd aici, știa? Deja m-am văzut. Cine ce-a văzut? Colegi, de clasă. Și nu-i bine dacă ești vedetă pe YouTube. Cât ține? Ala iPhone cât e? Ce? X-ul e ala iPhone. iPhone X, dar... Mă, mai poți să apeși pe multe butoane. Tu ești pagubă la casa omului, jur. Asta, da. Opa. Da, butoane ce să fac, că doar aici mai... Cum o deschizi? Bă, dar și aia vrei să o deschizi? Mă, dar tu ești mai rău... Dar nu fura. Ce? Deci nu fura CD-urile cu Bug Mafia. Șervețele. Nu șervețele și din alea. Îți fur ochelarii. Dar lasă-mi tu ochelarii în pace. Dă-mi ea, i-am găsit. I-am furat de la altcineva. Da, da. Uite la vlogurile din Dubai și o să dai seama. Din Dubai ai luat-o? Da, da. O, i-ai luat. O, ce la are? Da. Distracție plăcută cu mașina, se bate cupa. Ciao. Distracție, s-o folosesc sănătos. N-o trânti. Da. Măi, fericit, frate tău. Ai, ai. Sincer, te-ai intrat pe ușă când partea e deschisă? Ciao! Păi așa tu o să vii la sat să primești chestii de la fani.